Haideți să ne ridicăm cu toții și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și dorim și în seara aceasta cuvântul lui să ne fie de folos, să aducă pentru fiecare dintre noi lumină și sfințenie. Cuvântul acesta vine să ne vorbească despre unitatea bisericii și vă aduc aminte că dorința mare a lui Dumnezeu vis-a-vis de biserica lui este ca această biserică să trăiască în unitate. Domnul Iisus Hristos, când se ruga pentru ucenicii lui, avem această rugăciune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, a insistat la acest punct și spunea, la versetul 21, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. De ce? Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și apoi, în versetul 23 din același pasaj, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea. Deci, ca să creadă lumea, sau ca să cunoască lumea, că noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, semnul distinctiv este unitatea. Când lumea vede unitate între noi, când vede dragoste, când vede legătură frățească, acesta este un semn convingător că există ceva care ne leagă. Și acel ceva nu e o organizație exterioară, acel ceva nu ține de omenescul din noi, ceea ce ne leagă este prezența și puterea Duhului Sfânt. Ne leagă această credință comună pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. La fel, în pasajul pe care l-am citit din Filipeni, Apostolul Pavel se exprimă și el în aceeași dorință pe care a avut-o Domnul Iisus și spunea, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Dorința aceasta să vadă în biserica din Filipi și de fapt în toate bisericile sfinților din vremea de atunci, unitate. Când este unitate în poporul lui Dumnezeu, este și putere spirituală. Când suntem uniți în rugăciune, Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Domnul Iisus spunea, dacă doi sau trei, cel puțin, se vor uni ca să ceară un singur lucru, le va fi dat. Când suntem uniți în slujire, slujirea este binecuvântată, ne susținem reciproc, mijlocim pentru cel care slujește. Și la rândul nostru, când trebuie să slujim, avem un suport moral, știm că sunt alții care mijlocesc pentru noi, care se roagă pentru noi. Trebuie să fie unitate în evangelizare, atunci când ne unim eforturile și facem echipă ca să evangelizăm lumea aceasta, să le spunem și altora despre Dumnezeu. În unitate este multă putere. Vă aduceți aminte, ne povestește cartea Exod, capitolul 17, că atunci când amaleciții îi amenințau pe evrei, Moise a stat de vorbă cu Iosua și i-a zis, tu te duci în vale
organizezi poporul ca să te bați în vale cu armatele amalecite și eu mă voi urca pe deal ca să mă rog. Și Moise s-a urcat pe deal, a ridicat mâinile spre cer, către Dumnezeu și a început să se roage. Iosua în vale se lupta. Când mâinile lui Moise slăbeau, Iosua în vale slăbea. Era o legătură, parcă nevăzută. Când mâinile lui Moise erau ridicate în sus, înspre cer, în semn de rugăciune și de mijlocire, Iosua în vale câștiga teren, avea biruință, îi punea pe fugă pe vrășmași. La un moment dat, mâinile lui Moise au obosit și acolo se vede unitatea în toată frumusețea ei. Aaron și Hur au venit alături de Moise ca să îi sprijinească mâinile și în felul acesta mâinile să stea în mod continuu ridicate în sus. Și au stat ridicate până când Iosua în vale a avut biruință deplină. Deci iată unitate între echipe. Unii sunt în vale, alții sunt pe deal, unii trebuie să lupte, alții trebuie să se roage, unii ies în față la amvon, alții trebuie să mijlocească în rugăciune, unii ies să cânte, alții să recite. Mai multe echipe, dar când este unitate, spunem și noi așa cum a spus Moise, în împrejurarea respectivă, Dumnezeu este steagul nostru de biruință. Slavă lui Dumnezeu! Iată însă că apostolul Pavel a observat atunci, și lucrul acesta îl observăm și noi în peisajul contemporan al bisericii, că sunt anumite piedici în calea unității bisericii. Și aceasta este și tema pe care cu ajutorul lui Dumnezeu o dezvoltăm în seara aceasta. Piedici în calea unității. Vrăjmașul nu se bucură când vede că noi suntem uniți în rugăciune și focul este aprins. Că e o diferență când e un lemn sau două pe foc și când sunt o grămadă de lemne care ard, flacăra este mai mare. Vrăjmașul nu se bucură când vede că suntem uniți în cântare, când vede că suntem uniți în slujire. Nu se bucură și atunci pune tot felul de piedici. De multe ori biserica Domnului Iisus Hristos nu este atacată doar din afară. Seara trecută am amintit puțin de anumite ispitiri care vin din afara bisericii, care vin de la lumea aceasta imorală, în mijlocul căreia noi trebuie să strălucim ca niște lumini și trebuie să avem rezistență spirituală. Sunt atacuri din afară pe care le declanșează vrăjmașul de multe ori, dar de multe ori vrăjmașul încearcă să saboteze Biserica lui Hristos dinăuntru, punând anumite piedici, anumite obstacole, chiar în mijlocul bisericii, prin credincioșii pe care îi găsește slabi, descoperiți, vulnerabili și pe care poate să-i folosească drept instrumente de dezbinare a bisericii, de dizolvare a unității. O să vedem trei piedici în calea unității. Scopul nostru este să le vedem așa cum ele sunt prezentate în Scriptură, apoi să le identificăm dacă nu cumva sunt în viața noastră personală, pentru ca în cele din urmă să ne putem ruga lui Dumnezeu ca El să îndepărteze asemenea piedici interne din viața bisericii, pentru ca biserica să fie unită în jurul lui Hristos. Nu are importanță diferențele de proveniență care mai sunt între noi. Nu contează din ce parte a țării, a României, am venit și suntem prezenți în locul acesta. Nu contează nici diferențe de educație. Nu contează diferențe de pregătire culturală sau socială. Când suntem în jurul Domnului Iisus Hristos și când suntem călăuziți de același Duh, este unitate. Toate aceste diferențe sunt dizolvate, dispar. Nu mai sunt atât de importante, nu ne clatină. Dar atunci când nu trăim sub călăuzirea Duhului, toate aceste diferențe mici devin probleme mari. Toate deosebirile de încredințări devin probleme mari. Probleme care declanșează tot felul de conflicte, tot felul de situații neplăcute și care pot să cauzeze chiar rupturi. Rupturi între familii, rupturi între persoane, rupturi la nivel de biserică. De aceea avem în fața noastră, consider o temă foarte importantă pentru viața spirituală a bisericii și nu numai, și pentru viața spirituală a familiilor, pentru că biserica este formată din familii. Și dacă vorbim de unitatea bisericii, în același timp ne gândim și la unitatea din familie,
că ar fi imposibil să fie unitate în biserică dacă n-ar fi unitate în familie, între soț și soție, între părinți și copii, acolo unde sunt copii. Prima mare piedică în calea unității pe care putem să o vedem în seara aceasta în cuvântul Scripturii este Duhul de judecată. Duhul acela de judecată negativă, judecată răutăcioasă, judecată într-un spirit de condamnare, judecată ce adesea se transformă în dispreț, judecată care de multe ori este prezentată în Scriptură prin termenul ochiul rău cu care privim pe frați, cu care privim pe cei din jur. Și de la bun început aș vrea să facem deosebirea între judecata pozitivă și judecata cu conotație negativă. E adevărat, există și o judecată pozitivă în sensul de a evalua anumite lucruri, anumite situații, anumite fapte sau de a evalua chiar comportamentul greșit pe care îl are cineva cu scopul acesta de a-l ridica, de a-l reabilita, de a-l ajuta pe om să revină pe făgașul normal. Despre judecata pozitivă vorbea Apostolul Pavel în Corinteni când spunea: cum nu este între voi niciun om înțelept care să judece între frate și frate, trebuie să mergeți la tribunalele acestei lumi când există anumite litigii și probleme între voi. Deci sunt situații care țin de competența bisericii și în special de competența conducerii bisericii să judece anumite cazuri. Deci aceasta, repet, este o judecată pozitivă, constructivă, necesară, o judecată orientată spre binele bisericii. Dar nu despre aceasta vorbim. Acum ne gândim la judecata negativă. Acea judecată când noi îi punem în cântar pe frați sau pe surori sau anumite familii și după niște criterii ale noastre personale, de regulă niște criterii subiective, greșite, începem să gândim rău despre acești oameni. În privința aceasta, Domnul Iisus spunea, Matei capitolul 7, versetul 1 începând: nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Iată o poruncă atât de clară pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Nu judecați. Dacă ar fi spus-o un om, poate nu-l băgam în seamă și spuneam: omule, tu nu ești realist. Cum să nu judec pe unul și pe celălalt când poate nu-mi place cum se poartă, nu-mi convine atitudinea pe care o are, nu-mi place cum se îmbracă, nu-mi place cum poartă părul, nu-mi place așa în general de ființa lui sau de ființa ei, cum să nu judec? Dar vedeți, nu un om a dat această poruncă, ci însuși Hristos, însuși Dumnezeu. Spune: nu judecați, pentru că puteți judeca greșit. Puteți să cădeți în capcana aceasta de a disprețui pe frați și implicit de a crea dezbinare, de a rupe unitatea în biserică. Nu judecați, pentru că de multe ori noi judecăm după presupunerile pe care le facem. Ne uităm la o persoană și la împrejurările în care se găsește o persoană sau la împrejurările în care se găsește o familie din biserică și noi începem să judecăm. De ce persoana aceea a ajuns bolnavă? De ce omul acela a avut accident? De ce persoana aceea trece prin criză? Și avem o mulțime de asemenea de ce și începem să judecăm. Probabil că omul acesta a păcătuit, nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ne gândim că cine știe ce păcate ascunse are. Facem presupuneri, cu toate că nu cunoaștem toate datele problemei. Numai Dumnezeu este cel care cunoaște dedesubtul, substratul. Dar cu toate că noi nu cunoaștem, începem să judecăm. Și în felul acesta atragem asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un singur exemplu aici. Cunoaștem din Scriptură situația atât de dramatică, tragică, am putea spune, care a ajuns Iov, încercat din atâtea părți. Nenorocirile au venit în mod succesiv peste casa lui. Rămâne fără avere, rămâne fără robi, rămâne fără copii, toți cei 10 copii au murit. Ajunge la un moment dat el însuși să fie lovit de boală,
stă undeva pe o grămadă de cenușă și se scarpină cu un ciob, ajunge să nu fie înțeles chiar de propria lui soție, care se uită la el și care îi spune: bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Deci atacat din toate părțile. În cele din urmă este vizitat de prietenii lui. La început, acești prieteni au tăcut și într-un fel au încercat să-l mângâie prin tăcerea lor. Și au dat seama că sunt depășiți de problemă și că n-au cuvinte de mângâiere sau de încurajare pentru Iov. Dar după zilele de tăcere pe care le-au avut, ei au început să vorbească. Și din nefericire, când au început să vorbească, vorbirea lor exprima judecata lor asupra lui Iov. Adică în tot timpul acela ei au analizat, au pus în cântar și au spus: totuși nu se poate, de ce a ajuns Iov în situația asta? Cred că Iov a avut ceva probleme în viața lui, a avut ceva păcate pe care noi nu le-am cunoscut și din cauza aceasta a intrat sub incidența pedepsei lui Dumnezeu. Și uitați-vă în cartea Iov în capitolul 22 să vedeți modul în care Elifaz din Teman ia cuvântul și scoate în evidență gândirea lui plină de judecată negativă față de Iov. Și spune așa, de la versetul 4: pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine? Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale fără număr? Luai fără pricină zăloguri de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi, nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Observați ce listă a făcut acest Elifaz, o listă de păcate pe care considera el că le-a făcut Iov. Nimic din ce spunea Elifaz nu era adevărat. Toate acestea erau presupunerile lui personale. Toate acestea reprezentau imaginația lui și imaginația lui s-a dus undeva foarte departe. Și în momentul când a vorbit, iată că a rostit atâtea acuzații împotriva lui Iov. Și așa era bietul Iov atât de încercat, acum au mai venit și aceste acuzații. E foarte greu să stai sub judecata fraților care nu te înțeleg, a celora care fac presupuneri pe seama ta sau pe seama familiei tale. E foarte greu să răzbești. Nu e imposibil, pentru că noi vedem că Iov în cele din urmă a ieșit la suprafață, a ieșit biruitor, a rămas pe temelia aceasta a încrederii lui în Dumnezeu. Dar aici avem un caz de judecată în baza unor presupuneri greșite. Niciodată nu judeca când nu cunoști, când ești în necunoștință de cauză. Elifaz și prietenii lui n-au știut că în spatele cortinei a fost acea discuție între Dumnezeu și Satan. Noi nu știm ce se întâmplă în lumea spirituală. Noi nu știm de ce o familie este încercată. Eu nu știu de ce fratele meu trece prin anumite probleme. Și pentru că nu știu, pentru că sunt limitat, eu nu mă pot aventura să-mi dau cu presupusul și să atribui tot felul de acuzații în dreptul unui frate sau în dreptul unei familii, pentru că eu pot greși. În cele din urmă, pentru Elifaz, Iov va trebui să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu-l pedepsească pe acest Elifaz care și-a dat drumul la gură cu nesăbuință. Judecăm în baza unor presupuneri. De aceea Domnul Iisus spune: nu judecați. Nu judecați. Încercați să vă stăpâniți gândurile și lucrurile pe care nu le înțelegeți, să le lăsați în seama lui Dumnezeu. Apoi, nu trebuie să judecăm, pentru că de multe ori noi judecăm după înfățișare. Ne uităm la oameni cum arată, ne considerăm noi că am fi niște buni psihologi, ne dăm cu părerea și de cele mai multe ori greșim. Nu întotdeauna înfățișarea exterioară reflectă ce este în lăuntrul omului. Câteodată da, dar de multe ori nu. L-ai văzut pe un om că este mai încruntat și începi să-l judeci în mintea ta și te gândești: omul ăsta trebuie să fie tare rău. Uită-te la el cum stă cu sprâncenele încruntate. Și s-ar putea să fie bun la suflet. L-ai văzut pe altul că zâmbește și e foarte extrovertit și te gândești: omul ăsta e bun ca pâinea caldă. Și nu se știe, s-ar putea să-l surprinzi și în ipostaza în care nu vezi acea blândețe despre care tu ai crezut sau acea bunătate. Să vezi că se poartă diferit de așteptarea ta. Ne uităm la înfățișare, ne uităm la cum arată omul.
Ne uităm la cum se îmbracă omul și emitem judecăți. Judecata după înfățișare, la fel, poate să fie greșită. Uitați-vă ce spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos. Este foarte importantă această profeție pe care a făcut-o Isaia cu privire la Fiul lui Dumnezeu, în capitolul 11, versetele 2 și 3. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Așa a fost Domnul Iisus, nu i-a judecat pe oameni după înfățișare. Și când s-a confruntat cu farisei și cărturarii, la un moment dat Domnul Iisus le-a spus această realitate. Voi judecați după înfățișare, eu judec după adevăr și după dreptate. Farisei și cărturarii judecau după înfățișare și după apartenența pe care o avea Domnul Iisus Hristos ca și om, prin întruparea lui, și spuneau, nu este acesta fiul tâmplarului? Cum adică acum pretinde că el este fiul lui Dumnezeu? Și îl judecau în felul acesta. Iată deci că a judeca după înfățișare poate să ne predispună pe noi la a face multe greșeli. E adevărat că sunt și situații câteodată extreme sau izbitoare, când înfățișarea cuiva trădează într-un mod clar că omul acela are o problemă. Dacă eu văd un om care în exteriorul lui este îmbrăcat indecent, îmi dau seama că omul are o problemă în ce privește relația lui cu Dumnezeu și trebuie să-l ajut. Dacă văd că omul acela este extravagant și, să spunem, am văzut situații de felul acesta, poartă o îmbrăcăminte prin care să șocheze, prin care să atragă atenția asupra lui, ei, aici nu-i vorba de judecată, ci este vorba de ceva care îți izbește ochiul chiar fără să vrei, chiar fără să te concentrezi la acel lucru, și atunci înțelegi că omul ăla are o problemă și trebuie să-l ajuți. Dar eu vorbesc de situațiile normale, că nu există extravaganță, toți suntem îmbrăcați decent, suntem îmbrăcați frumos, suntem în casa lui Dumnezeu, fiecare este în stilul lui, fiecare este cu chipul lui, fiecare este cu temperamentul lui, și totuși în această stare de normalitate, de multe ori ne judecăm unii pe alții după înfățișare sau după apartenență, ăla e moldovean, ăla e ardelean, ăla e de acolo. Ne adunăm în mintea noastră asemenea preconcepții unii față de alții și aceste preconcepții pun ziduri între noi. Duhul de judecată e foarte periculos pentru că nu-l vezi, nu-i ceva în afară, nu este un păcat asupra căruia biserica să poată lua măsuri, nu este o faptă pe care au depistat-o frații în dreptul cuiva și spun, el a făcut fapta aceea, o faptă urâtă, trebuie să luăm măsuri asupra lui. Duhul de judecată e lăuntru. Ce măsuri să iei asupra Duhului de judecată? Cu ce instrument pot eu măsura Duhul de judecată din cineva? Nu, asta numai fiecare în măsura în care este sincer și se analizează pe el însuși, poate să-și dea seama dacă are sau nu un Duh de judecată. Și tocmai pentru că nu se vede, tocmai de aceea e cu mult mai periculos decât anumite fapte care se văd și pe care le poți contracara. Și față de aceste fapte exterioare poți lua măsuri. Nu judecați, spune Domnul Iisus, după presupuneri, nu judecați după înfățișare, nu judecați după cele auzite. De multe ori noi tragem concluzii pripite numai în baza unor informații fragmentare pe care le-am primit la colțul străzii de la cineva despre altcineva. Și imediat în baza unor asemenea informații pe care nu le-am controlat, nu le-am verificat, ne apucăm să judecăm, să dăm verdicte, să stabilim sentințe. Nu judeca după cele auzite. Scriptura are o strategie duhovnicească. Matei 18 spune, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, dar aici aplicația este mult mai largă, și dacă ai auzit ceva rău despre fratele tău, despre sora ta, du-te între tine și el, stai de vorbă, verifică informația, nu emite judecăți înainte de a verifica. În Vechiul Testament exista această lege stabilită de Dumnezeu, când se auzea despre cineva că ar fi făcut o faptă rea, judecătorii din timpul acela n-aveau voie să ia nicio măsură până când nu cercetau la fața locului, până când adunau dovezi, până când aveau argumente. În sensul acesta, făceau cercetări cu deamănuntul, puneau întrebări, se documentau, căutau să vadă dacă sunt cel puțin 2 sau 3 martori cu privire la fapta respectivă și abia atunci, în final, acționau. Noi nu procedăm așa.
Și parcă câteodată nici nu ne interesează dacă informația este sau nu adevărată, dar începem să emitem judecăți. Ne îngreuiem propria noastră inimă și rupem părtășia noastră cu Dumnezeu. Profetul Isaia spunea, păcatele voastre pun o zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Și vreau să înțelegem în seara aceasta, chiar dacă ar fi numai Duhul de judecată, chiar dacă n-am alte păcate în viața mea, dar dacă tot îi judec pe frații mei, acest singur păcat e suficient ca relația mea cu Domnul să nu fie bună. Eu să merg înainte ca un mecanism, dar de fapt să n-am ungere de la Dumnezeu, să n-am har de la Dumnezeu, să n-am binecuvântare de la Dumnezeu. Duhul de judecată este un păcat, este o piedică în calea unității. Apoi, nu trebuie să judecăm uitând de propriile noastre greșeli. Domnul Iisus spunea aici, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, înainte de a-l judeca pe fratele meu? Eu trebuie să mă uit în viața mea. Eu trebuie să am o judecată în ce privește propria mea viață. Cum pot eu să-l judec pe fratele meu când în viața mea sunt probleme asemănătoare sau poate că altele mai mari? Cum pot eu să scot paiul din ochiul fratelui meu când în ochiul meu este o bârnă și eu nu văd deslușit și n-am discernământ și n-am nici competență spirituală să-l ajut pe fratele meu atâta timp cât în viața mea proprie sunt probleme pe care nu le-am rezolvat? Apostolul Pavel vorbește în privința aceasta în epistola sa către Romani, în capitolul 2, și spune de la versetul 1, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Poate că tu nu faci exact greșeala pe care o face fratele tău, dar faci lucruri asemănătoare, faci alte greșeli. Și atunci, judecata asupra lui este o judecată negativă. Și continuă aici Apostolul Pavel în versetul 3. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu judeca, pentru că de fapt și tu și eu și noi toți ajungem la judecata lui Dumnezeu. Măsura pe care o aplicăm altora ni se aplică nouă. Standardul și pretențiile pe care le avem în dreptul altora ni se aplică și nouă. Am pretenții de la alții, eu trebuie să le aplic întâi în dreptul meu. Vreau ca alții să fie sfinți, eu trebuie întâi să îmi dau silințele să mă fac model pentru alții. Am anumite cerințe și dorințe în dreptul altora, trebuie ca mai întâi să aplic aceste dorințe în dreptul meu. Într-o zi ne vom înfățișa toți la judecata lui Hristos. De aceea mai citim și din Romani capitolul 14, de la versetul 10, pentru ce judeci tu pe fratele tău? Este întrebarea pe care o pune aici Apostolul Pavel. Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Pentru că de la a-l judeca până la a-l disprețui, pasul este foarte mic. În momentul în care am început să-l judec negativ, automat cad în a-l disprețui. Nu-l mai pot agrea, nu-l mai pot accepta, nu mă pot ruga împreună cu el sau cu ea, nu pot cânta împreună cu el sau cu ea, nu pot sluji pentru că l-am judecat. Poate că stau lângă el, sub aspectul acesta oficial, stau pe scaun, stau pe bancă, alături de el, alături de ea, dar în realitate între mine și persoana respectivă este o prăpastie pentru că eu l-am judecat. Deci între judecată și dispreț, distanța este foarte mică și spune aici Apostolul Pavel, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Observați cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu? Tu vei da socoteală despre tine, eu voi da socoteală despre mine. Al judeca pe fratele meu nu aparține de competența mea, decât dacă pot să-l ajut cu ceva, dacă pot să-l ridic, dacă pot să-l influențez în bine, sau așa cum spune la un moment dat apostolul Iacov, dacă pot să-l întorc pe cel care s-a rătăcit de la adevăr, mântuind în felul acesta un suflet care se ducea spre moarte. Dar altfel, dacă judecata mea înseamnă dispreț, înseamnă respingere, înseamnă distanță, eu, la rândul meu, intru sub judecata lui Dumnezeu.
Deci iată că Duhul de judecată poate să fie o piedică ascunsă, nepercepută cu ochiul nostru și totuși o piedică foarte gravă în mijlocul bisericii. O piedică pe care eu nu pot să o înlătur în dreptul celorlalți, dar o pot înlătura în dreptul meu. Eu și fiecare dintre noi trebuie să gândim așa, mă pot uita în viața mea și să spun în seara aceasta, Doamne, ajută-mă să nu-i mai judec pe frații mei, să nu-i judec după presupunerile mele, când dau eu cu părerea cu privire la situațiile lor. Ajută-mă să nu-i mai judec după înfățișare, după apartenență, de unde este din țară, cum este, cum arată la față, că pot să greșesc. Și ce spune mintea mea să îmi dea o anumită eroare și în felul ăsta să n-am părtășit cu fratele meu. Doamne, ajută-mă să nu judec după cele auzite, informații de mâna a doua, de mâna a treia, le-am cules și eu din zbor și de acum deja emit sentințe pentru anumite familii sau pentru anumiți frați. Nu, mă duc, verific, stau de vorbă cu omul în cauză, asta este calea pe care Biblia mi-o spune în față. Doamne, ajută-mă să nu judec pe nimeni, să mă uit mai degrabă la bârna din ochiul meu, să mă uit la mine, să mă judec pe mine, asta este biblic, este corect. Și în contextul în care vorbește despre cină, Apostol Pavel spune fiecare să se judece pe sine însuși. Că dacă v-ați judeca singuri, n-ați mai fi judecați de Dumnezeu. Această judecată de sine înseamnă zdrobire, înseamnă pocăință înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți. Dragii mei, a doua piedică în calea unității, care am putea să spunem că e soră cu judecata, este vorbirea de rău. Biblia vorbește foarte mult la capitolul acesta, vorbire de rău, bârfă, clevetire, calomnie, defăimare. Sinonimele pot să fie foarte multe și cuvântul acesta îl găsim în diferiți termeni în Sfânta Scriptură. Dacă judecata reprezintă partea lăuntrică și nevăzută din gândirea noastră, vorbirea de rău este o exteriorizare a judecății din gândire. Vorbirea de rău este planta care răsare, rădăcina în pământ. Vorbirea de rău este deja o judecată exprimată verbal, în cuvinte față de cineva. Iată ce spune Apostolul Iacov în capitolul 4 de la versetul 11. Cei care aveți scripturile urmăriți, ceilalți vă rog să ascultați cu atenție. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Iarăși, poruncă. Mai înainte am văzut porunca Domnului Iisus, nu judecați. Și acum, iată porunca dată tot de Dumnezeu prin Apostolul Iacov. Repet, capitolul 4, versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, Apostolul Iacov leagă judecata de vorbire de rău, că astea sunt legate una de alta. Vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Nu vă vorbiți de rău. A devenit bârfa un păcat foarte tolerat. Adevărul este că ne-am obișnuit cu predici care atacă imoralitatea și pe bună dreptate. Ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu care atacă păcate pe care noi le considerăm grave, hoție, minciună și tot felul de lucruri din astea care ies în evidență, idolatrie, vrăjitorie. Dar vorbirea de rău se pare că este un păcat pe care diavolul reușește să-l strecoare foarte ușor în vocabularul nostru, în atitudinea noastră, în relațiile dintre noi. Parcă ar fi așa ceva domesticit, ceva de al casei, ceva cu care începem să ne obișnuim. Și cu cât ne obișnuim, cu atât e mai rău, că nu-l mai vedem în toată gravitatea lui. Nu ni mai ni se pare chiar așa de important și ne gândim, ei, lasă că am eu alte păcate sau alte lucruri pe care ar trebui să le rezolv mai întâi. Că de bârfit cine nu bârfește? Suntem și noi mai slabi la domeniul acesta, ne ia gura pe dinainte și Doamne iartă-ne, lasă că Domnul e bun. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta să privim păcatul bârfei dintr-o altă perspectivă. Să vedem că de fapt e la fel de grav ca și imoralitatea, ca și vrăjitoria dacă vreți. Să vedem ce spune Scriptura despre omul bârfitor. Care este portretul sau caracterul omului bârfitor? Ce fel de om este cel care clevetește?
Cartea Proverbele, capitolul 11, de la versetul 11 la 13. Aici înțeleptul Solomon scoate în evidență faptul că omul bârfitor este înainte de toate un om fără minte, un om lipsit de înțelepciune. Proverbe, capitolul 11, de la versetul 11. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată, dărâmată, prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Omul înțelept este discret, este confidențial, chiar dacă aude ceva de rău, nu se grăbește să trâmbițeze, nu se grăbește să pună pe stație, să audă toată lumea, nu bate toaca, să audă toți. Continuă aici cuvântul. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar, antiteză, contrast, sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Sufletul credincios, aseară vorbeam despre credincioșie, sufletul credincios este cel care știe nu să acopere păcatul, să nu înțelegem greșit. Noi nu trebuie să acoperim păcatul, dar știe să trateze într-un mod discret anumite probleme. Aduceți-vă aminte de situația când Iosif era logodit cu Maria. Și Iosif, la un moment dat, vede și află că Maria este însărcinată. Încă nu știa că era însărcinată de la Duhul Sfânt. Îl vedem pe Iosif în faza și în etapa în care n-avea toate datele problemei. Nu știa care e situația cu Maria. Nu știa, se gândea, se frământa, era tulburat, era logodnicul ei. În situații de astea, gelozia e normală. Nu e ceva rău, e ceva normal. Într-o dragoste adevărată este loc pentru gelozie în situații de astea. Și eu cred că îl durea. Dar, spune Scriptura, fiindcă el era un om neprihănit și sfânt, nu vroia să o facă de rușine. Deci chiar în condițiile în care s-ar fi petrecut un dezastru, el, omul sfânt, nu vroia să o facă de rușine. Sigur, imediat după aceea i s-a arătat îngerul și i-a explicat care e situația, să stea liniștit, pentru că tot ce se întâmplă e din planul lui Dumnezeu și este cu voia lui Dumnezeu, și atunci Iosif și-a revenit. Dar aici e prezentat omul duhovnicesc, omul care nu se grăbește să dea pe față anumite lucruri. Întâi discuți, vezi, tratezi rana, încerci să rezolvi ceva. Defăimătorul este fără minte, el n-are înțelepciune. El de îndată ce află ceva, se duce și spune la toți. E tipul acela de om care s-ar putea chiar să te tragă de limbă și să spună: hai, spune-mi numai mie, eu știu să țin secretul, nu mai zic la nimeni altcineva. Și după ce i-ai spus numai lui, el se duce și spune numai la unul, nu la mai mulți, numai la unul, care la rândul lui se duce și spune iarăși numai la unul. Și în felul ăsta, din vorbă în vorbă, în cele din urmă află toți. Defăimătorul este un om fără minte. Mai mult decât atât, defăimătorul este un om fără dragoste. N-are dragoste, acționează într-un spirit de răutate. 1 Corinteni 13 spune că dragostea nu face rău și nu se gândește la rău, nu se gândește să facă rău. Un om care are dragoste nu poate defăima, pentru că el știe că în momentul în care aruncă această calomnie asupra cuiva, îi face rău. În momentul în care bârfește pe cineva, îi strică imaginea. În momentul în care ai bârfit pe un frate, pe o soră din biserică, i-ai stricat imaginea fața altora și s-ar putea să nu fie nimic adevărat din această bârfă. Dacă fratele sau sora vrea să slujească, sunt deja o grămadă care au prejudecăți. A ieșit ăsta sau aia despre care știu eu. Ce știi? Nu știi nimic, s-ar putea să știi niște minciuni pe care ți le-a îndrugat cineva. Deci, bârfitorul e om fără dragoste. Mai mult decât atât, bârfitorul este un om fără frică de Dumnezeu, care nu se gândește la modul în care Dumnezeu îl privește și cântărește atitudinea lui. Psalmul 50, versetele 20 și 21, spune aici cuvântul lui Dumnezeu: stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar
spune Dumnezeu, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Și uitați-vă și la versetul următor, luați seama dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Adică bârfitorul uită de Dumnezeu, uită că-L vede Dumnezeu. Uită că îl ascultă Dumnezeu. Când cei doi ucenici, după înviere, mergeau spre Emaus, discutau între ei, apare Domnul Iisus Hristos lângă ei, nu l-au recunoscut, nu știau cine este străinul și Domnul Iisus îi întreabă, ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Asta este întrebarea Domnului. Ce fel de vorbe schimbăm între noi când ieșim de la adunare, când ajungem acasă, când suntem pe drum? Ce fel de vorbe? Pe Dumnezeu îl interesează lucrul acesta. Ei, bârfitorul nu se raportează la Dumnezeu. El clevetește pe fratele lui, clevetește pe sora lui. Deci n-are frică de Dumnezeu. Când vorbim despre duhul acesta de clevetire, putem să adăugăm faptul că nu numai cei care bârfesc în mod direct sunt vinovați, dar și cei care ascultă și înghit bârfele și aprobă sunt la fel de vinovați, pentru că ei se fac complici la atitudinea aceea de bârfă. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe, capitolul 26, cu versetul 22. Aici este vorba de omul care ascultă bârfele, cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Adică omul care ascultă, așa le simte el la început, că ar fi niște prăjituri dulci, se hrănește cu ele, alunecă aceste prăjituri, în cele din urmă își dă seama că sunt niște prăjituri otrăvite care îi fac rău, mai târziu își dă seama că n-ar fi trebuit să asculte. Și cel care ascultă și care aprobă, poate că el nu spune nimic, nu zice nici da, nici nu, dar stă și ascultă și se hrănește cu cuvinte de bârfă, ajunge să fie complice. Și nu numai că ajunge să fie complice, dar omul care se obișnuiește să asculte bârfe, e un om trist, e un om care nu mai are încredere în cei din jur, devine un om foarte suspicios. Cu cât asculți mai multe bârfe, cu atât nu mai ai încredere în frați și în surori. Cu atât îi privești așa cu niște ochi suspicioși și la fiecare te gândești ca la un potențial om care e ipocrit, care e fals și care se ascunde. Cu cât asculți mai multe bârfe, cu atât fața îți devine mai posomorâtă. Și lucrul acesta, din nou, îl găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe, capitolul 25, cu versetul 23. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare pe care o primești în casa ta sau pe care o asculți, limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Dacă stai și asculți limba clevetitoare, n-ai cum să ai bucurie, te mâhnește, te întristează, nu mai ai încredere nici în păstori, nici în slujitori. Pentru că limba clevetitoare exagerează, deformează realitatea. De la un om la altul, bârfa se răspândește cu o viteză uimitoare și produce atâta rău, că zicea cineva, dacă Evanghelia s-ar răspândi cu viteza cu care se răspândesc bârfele, de mult ar fi fost evanghelizată toată lumea, până la capătul pământului. Dar când e vorba de Evanghelie, când e vorba de o veste bună, de ceva constructiv, lucrurile nu se duc așa repede și atât de departe. Dar când e vorba de ceva rău, observați, răul se perpetuează. Limba clevetitoare aduce fețe mâhnite. Când poporul Israel era la marginea țării Canaanului, cele 12 iscoade au mers acolo ca să cerceteze țara. 10 dintre cele 12 iscoade au fost iscoade necredincioase. S-au uitat în țară, nu s-au bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, n-au privit prin credință, au văzut riscurile mai mari decât binecuvântările, au văzut uriașii din țară, s-au întors în fața lui Moise și când și-au depus raportul, au zis așa, Moise, am cercetat țara, într-adevăr, e o țară bună din care curge lapte și mere, nu putem contesta ce ne-a spus Dumnezeu, dar, e, așa vine clevetitorul, vine cu acest termen, dar, ce cântă fratele cu tare, dar, stai să spun ce nu știi, predică fratele cu tare, dar, vine la biserică, e adevărat, n-am ce să spun, dar, ăsta este clevetitorul care totdeauna știe să pună virgulă
și vine cu acel dar și prin termenul ăsta începe să-și introducă părerile lui, opiniile lui, neavizate, necompetente, bârfele lui. Și cele 10 scoade au spus, dar în țară sunt canibali, ăia mănâncă pe locuitorii țării, sunt niște uriași atât de mari, că în fața lor parcă eram niște lăcuste. Adevărat? Nu, fals. Cât aveau uriașii, aveau maxim 3 metri și ceva, ne gândim la Goliat, undeva la 3 metri și 20 de centimetri. Deci diferența de proporție nu putea să fie chiar așa, să fie ca o lăcustă în fața unui gigant. Dar observați, bârfitorul când înnegrește, el exagerează, el nuanțează, el dă alte dimensiuni ca să pară bârfa mai credibilă, să pară mai picantă. Așa cum odată s-a întâmplat că a fost un schimb de vorbe mai viu între doi frați și un al treilea a asistat și s-a dus la alții și a spus, auzi, frații ăia doi, domnule, atâta de tare s-au certat între ei că unul l-a prins de piept pe alalt. Ăsta care la rândul lui a ascultat s-a dus la alții și auzi, știi ce s-a întâmplat? Doi frați s-au bătut și unul l-a troznit pe alalt și a dat. Și din gură în gură s-a ajuns până la urmă că frații ar fi pe undeva pe la spital. Nu era niciunul la spital. Dar oamenii au plăcerea aceasta de a exagera, de a umfla datele ca să pară mai credibil. E, mai pune și el ceva acolo, mai dă și el cu penelul, mai colorează ceva. Bârfitorul exagerează. Cele 10 iscoade au exagerat, au înnegrit țara, au făcut o calomnie în masă asupra țării. Și mă gândesc la oamenii care aruncă calomnii asupra țării de azi, asupra Canaanului, asupra bisericii. Vreau să vă spun, oamenii ăștia spre un teren tare periculos. Când te duci într-o biserică, chiar dacă acolo au fost câteva lucruri negative, nu te duci să înnegrești țara, biserica pe care ai vizitat-o sau unde ai fost în fața altora. Vai, e dezastru acolo, să vezi ce am văzut, lasă! De alea se ocupă Domnul Iisus, biserica lui Hristos. Nu denigra tu biserica lui Dumnezeu, nu negri țara. Tu încearcă să vezi părțile pozitive, pentru că așa este și ochiul lui Dumnezeu. În cele 7 biserici din Apocalipsa, se uită Domnul Iisus Hristos, vede numai părți bune? Nu, vede și greșeli. Nu este biserică desăvârșită. Și vede greșeli, dar Domnul Iisus Hristos pune lucrurile în balanță într-un mod desăvârșit și echilibrat. Știe ca să încurajeze părțile pozitive, știu faptele tale, răbdarea ta, știu efortul tău, sacrificiul tău, discernământul tău, se adresează bisericii din Efes. Dar ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci observați cum e Domnul Iisus Hristos, nu se concentrează doar asupra răului și răul ăsta să-l ducă mai departe. Noi câteodată așa facem, luăm doar gunoaie, doar lucruri rele. Dacă s-a întâmplat ceva frumos, nu ne interesează, am și uitat. Dacă a fost o vindecare, a fost o minune, a fost un cuvânt, tare repede uităm. Dacă a fost un incident, un eveniment neplăcut, cineva s-a încurcat la cântare, altul la poezie, n-a mers predica, au fost niște incidente, nu știu, eu dau așa un exemplu, imediat pe astea le ducem mai departe. Oameni negativiști, oamenii negativiști sunt oameni care aduc dezbinare în popor. Duhul ăsta de negrire, de clevetire, e o mare piedică împotriva unității. Știți ce au făcut cele 10 iscoade? După ce au negrit țara, au venit în mijlocul poporului și au spus, n-avem nicio șansă. Ne-a zis el Dumnezeu că ne dă țara, dar nu se poate, e imposibil. Noi am văzut realitatea, uriaș, probleme. Nu, tot poporul a început să plângă în masă. În loc să fi fost atunci o noapte de jubileu, de bucurie, că în sfârșit erau lângă țara promisă, mai aveau puțin și intrau în binecuvântarea aia pământească a lui Dumnezeu. Deci în loc să fie o noapte de bucurie, a fost o noapte de coșmar. Au plâns, de la mici până la bătrâni, au plâns. Și au spus, și acum ce să facem? Și din nou cei 10 dau soluții. Înainte nu se poate, ne întoarcem înapoi. Moise, Iosua, ăștia sunt niște fanatici, sunt extremiști. Mâna pe pietre și terminăm cu ei. Înainte nu putem merge, înapoi în Egipt, la castraveți. Și în loc să se ducă la mierea și laptele din Canaan, aveau gândirea întoarsă spre castraveții Egiptului. De ce? Pentru că sunt niște oameni care negresc țara. Nu s-a întâmplat câteodată că sunt oameni care nu mai vin la biserică din cauza mea. Că eu am înnegrit biserica, eu i-am umplut capul cu tot felul de greșeli care sunt în biserică și atunci el trage concluzia. Zice, păi nu știu ce să mai caut la voi, dacă sunteți așa, nici nu văd sensul pentru care să mai vin. Și mă trezesc eu în postura acestor iscoade care negresc țara. Ei bine, intervine Dumnezeu. Iosua și Caleb n-au reușit să potolească poporul, au stat contra curentului, au venit cu un cuvânt bun, au încercat să facă față acelei situații de criză care s-a creat. Caleb a strigat, oameni buni, Dumnezeu ne dă țara, încredeți-vă în Dumnezeu, nimic. În loc să pună mâna pe țară, au pus mâna pe pietre, ne arată Scriptura, gata să omoare. Și atunci intervine însuși Dumnezeu.
Când noi oamenii scăpăm situația de sub control, să nu credeți că Dumnezeu nu vede. S-ar putea ca biserica să nu știe păcatele ascunse ale unora, dar ele nu sunt ascunse în fața lui Dumnezeu. S-ar putea ca noi să nu știm bârfele pe care le au unii pe la spate, dar pe astea le știe Dumnezeu. Noi nu putem să emitem judecăți în dreptul oamenilor, dar Scriptura spune grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dragii mei, când Dumnezeu se judecă cu cei 10 bârfitori, Scriptura spune că i-a lovit pe toți cu o moarte năpraznică. Primii care au murit au fost cei 10, iscoadele astea clevetitoare, care au negrit țara. Primii pe care i-a chemat la judecată și după aia au pierit în pustie și cei care au ascultat bârfele. Și cei care au dat din cap și au spus așa, nu putem intra în țară. Și ei au pierit în pustie până când Dumnezeu a ridicat generația de copii, de tineri și în final în țară intră Iosua, Caleb și generația aia de copii și de tineri care au crescut în pustie. Bârfitorii au pierit în pustie. Lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Să nu răspândim bârfele, să nu ne facem părtași la bârfele altora. Și vă mai citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Proverbele, aici avem foarte multe versete, din capitolul 10, versetul 18, partea a doua. Proverbe, capitolul 10, cu versetul 18, partea a doua. Cine răspândește bârfele este un nebun. Deci observați, nu-i vorba numai de cel care bârfește, de sursa primară. Și cel care preia bârfele și le răspândește mai departe, le dă drumul pe mobil, le dă drumul pe e-mail, le dă drumul la prima familie la care se duce și zice, omul ăsta e un nebun, nu-și dă seama de pericolul la care se expune răspândind asemenea bârfe. Și iarăși putem să citim și din Vechiul Testament, cartea Exod, capitolul 23 cu versetul 1, să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Nu răspândi zvonuri pe care nu le-ai probat, nu le-ai verificat, nu știi dacă sunt adevărate, s-ar putea să fie mincinoase. Nu răspândi că te faci complice la o faptă de felul acesta. Și apoi din nou în Vechiul Testament, cartea Levitic, în capitolul 19, versetul 16, porunca atât declara lui Dumnezeu, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. În situația aceasta atunci ne punem întrebarea, ce este de făcut? Ce să faci când te întâlnești cu bârfitorul, cu cel care clevetește, cu cel care înnegrește țara, cu cel care în biserică vede numai rău, nu vede nimic bun? Ce te faci cu cel care vede numai castraveți, nu vede și miere și lapte, vede numai uriași de care se teme, nu vede și mâna tot puternică a lui Dumnezeu. Ce te faci? Scriptura ne cheamă să stopăm sau să contracarăm bârfele celor din jur, atâta cât depinde de noi. În momentul în care cineva începe să bârfească, stopează-l, spune-i că ce face nu face bine. Dacă cineva în mod obișnuit bârfește și are acest obicei, Scriptura spune, nu te încurca cu un asemenea om, evită-l. Evită-l ca omul să-și dea seama și la un moment dat să-i fie rușine. Proverbe, capitolul 20, cu versetul 19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Ce înseamnă să nu te amesteci? Pe de o parte înseamnă să nu-l încurajezi la bârfă, să nu încuviințezi bârfa lui și pe de altă parte cuvântul ăsta înseamnă să leviți. Dacă vezi că omul nu vrea să se pocăiască de bârfa lui, nu fi tu victima bârfelor pe care le spun, nu fi tu coșul lui de gunoi. Adică el vine cu toate gunoaiele și tu stai, ești coșul lui de gunoi. Tu nu ești un coș de gunoi, tu ai valoare, tu ai opțiune, tu poți să alegi. De ce să stai și să asculți lucruri negative, după aia să nu poți dormi noaptea, după aia să ai judecăți împotriva fraților, după aia să nu poți să te bucuri la părtășie, să nu te poți bucura de cântare, de mesaj, să nu poți să-i privești în ochi pe frații tăi, că nu știu ce lucruri ți-a spus cineva. De ce să creăm suspiciuni și tot felul de tensiuni de felul ăsta, când putem să evităm? Dumnezeu este Cel care ne cheamă să contracarăm acești bârfitori. Și în ceea ce ne privește pe noi să ne ferim de bârfă. Doamne ajută-ne la aceasta. Și aș vrea să încheiem punctul acesta citind din Psalmul 15,
de la versetul 1 la 3 sunt cuvinte pe care am avut deseori ocazia să le ascultăm. Psalmul 15 de la versetul 1 la 3. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela, și vă rog să fiți atenți, e atât de important cuvântul lui Dumnezeu, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Vreau să locuiesc în cortul lui Dumnezeu, să ajung în cer, să ajung mântuit, criteriul este clar, eu nu pot să clevetesc cu limba mea, limba nu-i dată pentru clevetire. Limba nu e un instrument care să arunce moarte în jur. Într-adevăr, în puterea limbii, spune Solomon, stă viața și moartea, depinde cum o întrebuințezi. Dar dacă întrebuințezi limba pentru clevetire, pentru a arunca o cară, pentru defăimare, pentru calomnie, la adresa fraților, la adresa unor familii, eu n-ajung în cortul lui Dumnezeu niciodată. Eu mă descalific prin caracterul meu, prin răutatea mea. Clevetirea este o piedică foarte serioasă și în seara aceasta am vrut să vedem gravitatea ei pentru ca prin ajutorul lui Dumnezeu și prin sinceritate să putem să îndepărtăm total și pentru totdeauna această piedică. Doamne ajută-ne! N-aș vrea să se întâmple ca într-o biserică am fost, mi-aduc aminte, și am făcut un studiu biblic numai despre clevetire și după ce am ieșit afară am fost atât de surprins să văd doi frați care tocmai bârfeau de zor pe cineva. Și așa îl tocau cu deamănuntul și așa spuneau. Mi-am dat seama că acel cuvânt a trecut pe lângă urechea și pe lângă inima lor. N-au fost atenți sau nu i-au dat importanță. Sau vedeți, oamenii devin deseori atât de reticenți, atât de împietriți, încât nu mai bagă în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit poate de atâtea ori vorbindu-se despre gravitatea bârfei și totuși ei spun, n-are importanță, nu-i chiar așa. Nu știu în ce premisă pot ei să facă o asemenea afirmație că nu-i chiar așa. Când cuvântul spune în cortul sfânt al lui Dumnezeu nu ajunge clevetitorul. E un păcat la fel de grav ca și altele. Și apoi, în al treilea rând, a treia piedică, în calea unității, este duhul de ceartă. Duhul de judecată, ați observat, determină bârfa. Judecata din gândire îl face pe om, îl duce la bârfă. Apoi, bârfa declanșează duh de ceartă și de la clevetire adesea se nasc certuri. Uitați-vă în Proverbe, capitolul 26, cu versetul 20, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când nu mai este niciun clevetitor, dispare și cearta. Deci Proverbe, capitolul 26, cu versetul 20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, Doamne ajută să nu mai fie niciunul, cearta se potolește. Iată ce realitate frumoasă. Când nu mai este niciun clevetitor, niciunul din ăla cu limbă lungă și care tot colorează și duce de colo-colo și nu-i tace gura și numai rău și numai gunoaie, când nu mai este niciunul din ăsta, nu mai sunt nici certuri, nu mai sunt partide, nu mai sunt probleme, că nu mai are cine să arunce intrigă între frați, nu mai are cine să stârnească ceartă între frați. Dar din nefericire, când clevetirea nu este stopată, așa cum am văzut că ar trebui să fie, ea determină mai departe lanțul acesta vicios, duhul de ceartă. Duhul de ceartă este extrem de periculos, pentru că duhul acesta se adaptează la orice fel de mediu. Duhul de ceartă poate să fie și în familie, poate să fie și în biserică. Duhul de ceartă poate să fie și la omul care nu este implicat într-o slujire publică, stă pe scaun și ascultă, dar duhul de ceartă poate să vină și la omul care slujește și poate chiar în timpul slujirii. Și acum ne uităm din nou în epistola către Filipeni, de unde am citit inițial. Filipeni, capitolul 1, versetul 15. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, deci din invidie, și din duh de ceartă. Adică cum vine asta? Să-L predici pe Hristos, deci nu spui povești, îl predici pe Hristos, interesant. Și totuși din duh de ceartă, din răzbunare, dintr-o motivație greșită, ca să facă dezbinare, ca să facă partide, ca să lovească poate că direct în cineva, din duh de ceartă. Așa erau unii pe vremea apostolului Pavel. Probabil că în vremea noastră sunt mai puțini și aici la Milano, Doamne ajută să nu fie niciunul în categoria aceasta care să slujească
care să predice din duh de ceartă. Dar duhul de ceartă poate să apară și în cântare. Poate asta vă surprinde. Cum adică să cânți o cântare din duh de ceartă? Parcă sună ciudat. Dar eu am întâlnit situații a unor tineri care au venit, știau bine că genul, stilul lor de cântare nu era plăcut bisericii, n-aducea zidire, eu îți lasă că le arătăm noi la ăștia, îi punem la punct. Și au cântat contra lor. De ce? Din duh de ceartă. Și am auzit despre o situație când era ordinarea unui frate și mulți nu erau de acord cu el. Și cei care nu erau de acord, repede au trimis un bilețel să cânte o cântare. Și au cântat cântarea Lacrimile de durere când se vor sfârși, o poporul meu liber când vei fi. Adică ei vreau să fie liberi, fără conducere, fără păstori de ăștia de care nu le conveneau. Că Scriptura spune că în vremurile din urmă unii își vor da învățători după poftele lor. Nu vor oameni așa care să le zică doar de pocăință. Se poate cânta din duh de ceartă. Se pot oferi daruri din duh de ceartă. Duhul de ceartă este ca și cameleonul. Cameleonul este șopârla aceea, probabil că ați auzit despre ea, care își schimbă culoarea după mediul în care se găsește. Dacă este într-un mediu de verdeață, devine verde. Dacă este într-un mediu nisipos, ia culoarea nisipului. Se face maroniu, are proprietatea asta în pigmenții care colorează pielea, că se adaptează, din punct de vedere al culorii, la mediul în care se găsește. Așa e duhul de ceartă. Se strecoară în mediul religios, se strecoară peste tot. Și vezi oameni cu duh din ăsta de ceartă, iuți, plini de mânie, gata să sară la scandal, gata să-și exprime nervii și să se poarte așa cu multă mânie. Odată s-a întâmplat că o soră, văzând cum alți frați mai veneau cu câte o floare acasă, s-a uitat la soțul ei și, nu ca să-i reproșeze, ci eventual ca să îl stimuleze la fapte bune, a spus, uite, alții mai vin cu câte o floare pe acasă. Tu, de când ne-am căsătorit, n-am mai văzut flori pe aici prin casă. El însă atât de tare s-a supărat și s-a iritat, era o familie modestă, erau săraci, totuși s-a dus din economiile lui în piață și a luat cele mai scumpe flori pe care le-a găsit. A venit cu ele, s-a prezentat la soția lui, a trântit florile pe masă și a spus, n-a să te saturi odată de flori. Poți să faci cadouri, dar din duh de ceartă. Din duh de ceartă, asta nu mai are valoare și nu mai are preț. Nu mai are preț dacă nu este bunăvoință, nu este dragoste. Duhul de ceartă se ascunde de multe ori în spatele unor gesturi bune. Vă rog să vă aduceți aminte de Absalom. Cum se trezea dis de dimineață, ieșea la porțile cetății, oamenii veneau în cetate și Absalom cu zâmbetul pe buze, cu multă bunăvoință, îi îmbrățișa, dădea mâna cu ei. Dar dumneata, unde te duci? Păi am o problemă și mă duc la împărat, poate îmi rezolvă problema. A, aveți de treabă, nu, împăratul n-are timp, e prea ocupat și nici nu-i pasă de problemele tale. El are problemele lui, dar care e problema? Eu te pot ajuta. Hai, spune mie, cu ce pot să te ajut, te ajut. Părea atât de amabil, pe toți îi ajuta, cu toți se împrietenea, dar în spatele acestor gesturi, duhul de ceartă, duhul ăla de răzvrătire față de tatăl lui, era în stare să calce peste tronul tatălui său, să facă orice, numai să ajungă el împărat. Nu-l interesa care ar fi fost prețul pentru aceasta. Gata să-l omoare pe propriul lui tată, Absalom, duhul de ceartă, ascuns în spatele unor vorbe frumoase. Dacă vă uitați în Scriptură, nu ne permite timpul, Matei 22:16, o să vedeți cum fariseii vin în duh de ceartă la Hristos. Dar știți cum au venit? Cu 4 complimente pe buze. Învățătorule, știm că vii de la Dumnezeu, știm că tu nu cauți la fața omului, știm că tu vorbești drept, știm că tu spui numai adevărul, învățătorule. Și spune Scriptura, și Domnul le-a cunoscut vicleșugul. I-a văzut că ei veneau într-un duh de ceartă, vreau să-l prindă în capcană. Vreau, de fapt, ca să găsească un capăt de acuzare împotriva lui, pentru că apoi să-l poată denigra în public. Iată, am dat câteva exemple. Duhul acesta de ceartă poate să apară în multe instanțe. De unde vine el? Din firea noastră pământească pe care n-am răstignit-o. Apostolul Iacov spune în capitolul 3, și vă rog să deschideți aici, de la versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră invidie amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Duhul de ceartă n-are nimic de a face cu Duhul lui Dumnezeu, căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, ce e acolo? Tulburare,
și tot felul de fapte rele. Și continuă capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Dragii mei, când noi ajungem să ne certăm, îl supărăm pe Dumnezeu, mărturia noastră nu mai este bună. Apostolul Pavel, după acel capitol din 1 Corinteni, capitolul 11, conclude în versetul 16 și spune așa: dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant? Deci cearta, duhul de ceartă, nu e ceva specific bisericii. E ceva ce aparține lumii. E ceva specific oamenilor care n-au duhul lui Dumnezeu. Dacă apostolul Pavel a văzut oameni certăreți, oameni care judecau, oameni care bârfeau, oameni care apoi declanșau conflicte, le spune: fraților, nu v-ați înțeles chemarea. Biserica lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu cearta. Și tot apostolul Pavel îi scria lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 14, sfătuiește-i și roagă-i fierbinte să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Adică dacă doi frați se ceartă între ei, eu nu mă cert, eu sunt spectator, eu ascult, totuși mă întristează și pe mine, mă otrăvește și pe mine. Dar dacă soțul și soția se ceartă în casă și copiii sunt spectatori la cearta asta, copiii sunt dezamăgiți, copiii nu-L mai văd pe Dumnezeu pentru că ei privesc spre Dumnezeu prin prisma părinților. Copiii vor spune: tata este un fals, este un ipocrit. La biserică are o față, se poartă frumos, ține Biblia sub braț, cântă frumos, acasă este un zmeu, acasă vorbește urât cu mama, se poartă urât. El are o percepție deformată despre ce înseamnă credința, despre ce înseamnă pocăința. El nu mai înțelege nimic. Copiii ăia cresc complexați din punct de vedere emoțional. Ei la rândul lor devin niște copii rebeli și nu mai găsesc dragostea aceasta de a veni la biserica lui Dumnezeu. Când în casă este ceartă, este scandal, este neînțelegere, când sunt tensiuni din astea permanente, într-un asemenea climat de ceartă, nu pot să crească niște copii sănătoși. Deci noi suntem responsabili de climatul pe care îl asigurăm atât în familie, cât și în casa de rugăciune. La fel se întâmplă cu copiii spirituali. Dacă între noi sunt certuri, copiii spirituali, oameni proaspăt convertiți, întoși la Dumnezeu, vor fi dezamăgiți, vor pleca în lume, vor spune: păi în lume găseam mai multă înțelegere, mai multă amabilitate, parcă mă simțeam mai bine în anturajul ăla, cum erau ei păcătoși, decât aici să văd intrigă, să văd judecată, bârfă și tot fel de certuri. Fraților, suntem responsabili. E biserica lui Hristos, este ogorul lui Dumnezeu. Pe ogorul lui Dumnezeu nu ne este permis să facem ce a făcut Cain când a pus mâna pe sapă sau pe unealtă agricolă ce a avut-o la dispoziție și a dat în cap lui Abel. Nu, pe ogorul lui Dumnezeu asemenea fapte n-au ce căuta. E nevoie de dragoste, de colaborare. Cearta, duhul de ceartă trebuie să îl eliminăm din viața noastră, din comportamentul nostru. 2 Timotei 2,24, apostolul Pavel spune: și robul Domnului nu trebuie să se certe. Robul Domnului ești tu, sunt eu, toți suntem robi al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, cu o îngăduință răbdătoare. Vreau să vă spun lucrurile astea, nu sunt niște idealuri imposibil de atins. Sunt oameni care încearcă să insinueze că Biblia conține un set de idealuri pe care noi nu le putem atinge și nu le putem împlini. Și oamenii ăștia produc descurajare. Și nu ai cum să trăiești chiar după cum zice Biblia, susține. N-ai cum, aici sunt niște porunci atât de înalte, noi suntem oameni, suntem pe pământ. Ba da, fraților, prin noi nu putem, dar Duhul Sfânt rodește în noi. Nu știm noi de roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, blândețea, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Noi nu putem, e adevărat, doar prin ambiția noastră, dar când te lași călăuzit de Duhul, când ești umplut cu Duhul lui Dumnezeu, atunci nu mai e Duh de judecată, când tine e Duhul lui Dumnezeu, blând și liniștit, nu mai este Duh de bârfă. Nu, că Duhul lui Dumnezeu nu bârfește, Duhul lui Dumnezeu adună, unește, nu mai e Duh de ceartă, nu mai ești gata să explodezi, gata de ceartă, că e Duhul lui Dumnezeu care te ajută să știi cum să temperezi conflictul, cum să intervii, cum să fii așa cum a fost Moise. Maria și Aron se ridică împotriva lui Moise cu duh de judecată și apoi de la judecată trec la bârfă, la calomnie și îl vorbesc de rău pe Moise în fața întregului popor și apoi trec la ceartă, la scandal. Dacă Moise era un om firesc, intra în terenul ăsta de conflict, se certa cu ei, dar Scriptura zice acolo, Numeri capitolul 12 cu versetul 3: Moise însă
Era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Vedeți cum e robul lui Dumnezeu? Nu se repede la ei, dar cine sunteți voi? Dar de ce mă judecați? Dar cum vă permite să mă bârfiți? Dar nu vă dați seama, vă legați de mine, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu? Nu. Moise e foarte blând, se gândește, e Maria, e sora mea. E drept, e sora mea mai bârfitoare, dar e sora mea. Iaron e fratele meu, e mai puțin înțelept, mai repezit așa, dar totuși este fratele meu. Nu intră în conflict cu ei, așteaptă să vadă ce va face Dumnezeu. Intervine Dumnezeu, Dumnezeu îl apără pe Moise și o lovește pe Maria cu lepră. Și Moise nu se bucura. Poate dacă eram noi ne bucuram, dacă era un om firesc, i-ar fi spus Maria, ai văzut? Te mai legi de azi înainte de mine? Ați văzut ce ți-a făcut Dumnezeu? Cum te-a pedepsit? Cum v-ați permis voi să mă bârfiți și să faceți? Uite judecata lui Dumnezeu că v-ați atins de unsul Domnului. Nu, nu. Lui Moise îi pare rău, îl doare. Doamne, începe să se roage. Scriptura zice, Moise a strigat către Domnul. Dumnezeule, te rog, vindecă-o. E sora mea. Știu că a greșit. Știu că a bârfit. Dar iartă-o și vindecă-o. Și Domnul ascultă. După 7 zile cât a stat sub disciplină închisă, poporul a urmărit evoluția leprei și în cele din urmă Maria a fost vindecată și tabăra a pornit mai departe împreună cu ea, pentru că Moise a fost sincer, nu dori să te răzbuni. Chiar dacă cineva te bârfește, Apostolul Pavel spune, când suntem vorbiți de rău, ce facem? Ne rugăm. Chiar dacă cineva n-are maturitate spirituală ca Maria, ca Aaron și îți face rău prin vorbe, prin cuvinte, fii ca Moise, blând, Dumnezeu îți va apăra cauza, nu te repezi, stai liniștit. Dumnezeu știe de situație, are în control situația. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze mai bine. Nu te aprinde tu de nervi, de supărare, nu-ți fă inimă rea. Nu se merită să ai insomnii că alții te vorbesc de rău. Fii ca psalmistul, eu mă culc și adorm în pace. Și avea o grămadă de dușmani care încercau să-L sape la rădăcină și să-L distrugă. Concentrează-te la relația ta cu Dumnezeu. Uită-te la bunătate și la dragostea lui Dumnezeu. Întărește-ți convingerea că Dumnezeu e de partea ta dacă ai cugetul curat și dacă bârfele lor, sigur, nu sunt întemeiate. De aceea, fraților, în seara aceasta aș vrea să ne rugăm în final pentru ca Dumnezeu să ne ajute să îndepărtăm aceste 3 piedici. Repet, dorința lui Dumnezeu este unitatea. Să aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un cuget. Dorința lui Hristos e unitatea. Tată, fă-i să fie una, cum și noi suntem, ca lumea să vadă că sunt una. Dar ați observat, sunt piedici foarte grave, foarte mari în calea unității. Îl rugăm pe Dumnezeu să dea la o parte Duhul de judecată. Dacă există în noi sau printre noi Duh de judecată, Dumnezeu să îndepărteze Duhul ăsta de judecată. Îl rugăm pe Dumnezeu în seara aceasta să îndepărteze Duhul de bârfă, de clevetire. Și fiecare ne uităm la noi și ne cerem iertare. Eu am greșit, tu ai greșit. La un moment dat Solomon spune în cartea Eclesiastru, dacă robul tău te vorbește de rău și auzi pe cineva că te vorbește de rău, deci adu-ți aminte de câte ori n-ai vorbit și tu de rău pe alții, să găsiți cuvântul ăsta în Scriptură. Și adu-ți aminte că și tu, nu te grăbi acum să-l judești prea tare, că și tu ai vorbit de rău, și tu ai falimentat la capitolul ăsta. Ne rugăm ca Domnul să ne ierte pentru toate clevetirile noastre și în același timp să fim hotărâți cu toată fermitatea, să nu mai repetăm greșeala asta, că e un păcat la fel de mare ca și celelalte. Și apoi, în al treilea rând, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fie duh de ceartă, nici în familie, nici în biserică. Cearta nu este emblema noastră, nu ne caracterizează. Nervii, iuțimea, mânia, scânteile nu sunt caracteristice copiilor lui Dumnezeu care sunt sigilați cu Duhul Sfânt, care sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Dar Duhului trebuie să se vadă în noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toți împreună să facem această rugăciune.